Răspunsul personal sau exprimarea unui punct de vedere. Învățarea prin imaginație. Aspect important. Vă exprimați în general punctul de vedere? Dacă da, ce vă face să vă exprimați? Dacă nu, ce vă oprește? Reflectați puțin. Reținem. Ne raportăm la literatură în diferite moduri, unul dintre ele fiind cel al răspunsului. Există răspuns personal, răspuns critic și răspuns creativ. Astăzi ne vom opri asupra răspunsului personal. Ce înseamnă? 1. Vorbesc, scriu despre reacțiile mele. 2. Selectez un fragment și mi exprim punctul de vedere. 3. Împărtășesc părerile pentru a înțelege ce anume determină păreri diferite. 4. Asociez cu o experiență personală sau cu un text pe aceeași temă. Vă propun spre ascultare și lectură un text care surprinde un aspect în existența noastră. Știm bine că unele aspecte ale vieții noastre sunt obișnuite, nu reprezintă ceva ieșit din comun. Tocmai ele însă ne dau măsura vieții pe care o ducem. Să începem. Curajul de Veronica Iani. Fragment. Andrei trase cu coada ochiului în jur. Toate locurile erau ocupate, iar bătrânul n-avea unde să se așeze. Se voi pe scaun. Ce, ești fraier? Mai sunt și alți oameni care îi pot ceda locul. Se răsti Mihnea și îl trase de mânecă atunci când Andrei dădu să i ofere locul bătrânului. Ce, nu stai bine lângă noi? Mihnea chiar are dreptate. Ar putea să-i dea altcineva locul. Încercă Andrei să se liniștească. Știți jocul ăsta? E așa de tare! Strigă Mihnea și scoase telefonul din buzunar. Dragoș și Sorin se aplecară să vadă mai bine. Andrei nu avea chef de așa ceva, însă atunci când observă în reflexia geamului ochii bătrânului, care îl priveau cu bunătate, se alătură și el colegilor. Măi băieți!" strigă cineva din autobuz. Lângă voi stă în picioare o persoană în vârstă. Dacă sunteți așa de îngrijorat, de ce nu-i oferiți dumneavoastră locul?" veni replica lui Mihnea. Andrei se înroși până în vârful urechilor. Luați loc aici, se ridică un domn din spatele lui Andrei. Bătrânul zâmbi recunoscător. Vă mulțumesc, dar nu este nevoie. Stați liniștit. 1. Reacții Ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut? Este o situație obișnuită în autobuz? Nu este? Continuați. Dezbateți, opriți resursa video ori de câte ori dezbateți și scrieți. 2. Selectați un fragment și exprimați-vă punctul de vedere. Vedeți fragmentul pe care l-am selectat eu? La sfârșit am exprimat un punct de vedere. Observ că Andrei a vrut să-i ofere locul persoanei vârstnice, care stătea în picioare, însă Mihnea i-a transmis câteva lucruri. Nu e nevoie să fie el cel care oferă locul? Altcineva ar putea face gestul? E bine să stea cu prietenii. L-a oprit, trăgându-l de mânecă consider că Andrei a vrut să facă un gest frumos, normal chiar pentru o societate civilizată. Probabil că din familie a văzut această atitudine. Se vede că nu se simte deloc bine în această ipostază. Se foi, încercă să se liniștească. 3. Împărtășiți-vă părerile Câteva întrebări pentru înțelegerea personajului Andrei. 4. Asocierea cu o experiență personală sau cu un text pe aceeași temă. Experiență personală. Ați fost vreodată în această situație? Ați fost martor la o situație asemănătoare? Cum ați reacționat? De ce credeți că ați reacționat așa? Puteați și altfel? Care au fost consecințele? Știți că există consecințe imediate și unele care apar mai târziu. Dați răspunsurile oral, apoi le notați pe maculator. Cunoașteți vreun text pe aceeași temă? Cineva dorește să facă bine și se lasă influențat să nu facă. Pe moment, ascultă, însă, pe parcursul operei literare este surprins în evoluție. Unele cuvinte sunt daruri de suflet. Citez. Ai auzit vreodată de un om care să se fi născut cu o cheie în mână? Normal că nu am auzit. Nici eu, și nici de vreun om care să se nască direct curajos, n-am auzit. Curajul se învață. Am încheiat citatul, și vă invit să citiți toată cartea Curajul de Veronica Iani, și veți vedea că Andrei a primit aceste cuvinte daruri de la bunicul său. Autoevaluare sau evaluare. Realizați o hartă mentală a acțiunilor și atitudinilor personajelor din fragmentul din Curajul de Veronica Iani. Includeți-vă și punctul de vedere asupra comportamentului lui Andrei. Vă propun o variantă de hartă mentală. Puteți inventa altele mult mai frumoase. Mulțumesc!